Brigitte Pastrama nu renunță la dorința de a deveni mamă din nou după ce a pierdut o sarcină. La el este problema, potrivit Pungro. Brigitte Pastrama nu renunță la dorința de a deveni mamă, deși în urmă cu 2 ani a pierdut o sarcină. Fosta soția lui Ilie Năstase își dorește să rămână însărcinată pe cale naturală și nu mai vrea să apeleze la fertilizarea în vitro. Brigitte l-a cunoscut pe Florin Pastrama la emisiunea Ferma, iar de atunci formează un cuplu. Cei doi s-au căsătorit după terminarea show-ului și își doresc foarte mult un copil. Brigitte și Florin Pastram au încercat să devină părinți, însă afaceristul ar avea o problemă medicală, după cum declară soția sa. În urmă cu aproximativ 2 ani, fosta soția lui Ilin Stase a apelat la fertilizarea în vitro, însă a pierdut sarcina. Ea a mărturisit că a fost foarte afectată în urma tratamentului pe care l-a făcut. Acum Brigitte Pastramă nu renunță la visul ei de a deveni mamă din nou și încă încearcă să rămână însărcinată, însă pe cale naturală. Ea mai are doi copii din căsnicile anterioare, pe Robert și pe Sara. Invitată în emisiunea lui Dan Capato, soția lui Florin Pastrama, a povestit că s-a simțit foarte rău după tratamentul de fertilizare, care a fost și foarte scump. Ne dorim, normal, încercăm să facem, dar nu mai vrem să facem tratament, că m-am simțit rău de un an de zile după tratamentul de fertilizare și m-a costat și al naibii de mult. M-am simțit foarte rău, trebuie să-i să dai injecții singură, două pe zi, mai ales după ce nu mai faci tratamentul și ți -e rău. După ce am pierdut sarcina, mi-a fost foarte rău din cauza tratamentului hormonal. Nu te afectează când îl faci, te afectează după un an. Problema nu a fost la mine. La el e problema. El are bebela și ăia ai lui mai lene și mai putros și a spus Brigitte Pastram. Invitată în emisiunea de la Antena Star, Brigitte Pastrama a vorbit și despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Ea acuză dureri mari în zona dreaptă a corpului și crede că este din cauza efortului pe care l-a depus în ultima perioadă pentru amenajarea noii terase pe care se pregătește să o deschidă în curând. Mă doare toată partea dreaptă, tot, tot, sper să fie de la curent, să nu fie alte probleme. Mă doare foarte rău, rău de tot. Uneori noaptea mă trezesc cam total. Am niște gâlme, am zis că mă duc să-mi fac un reneme. Remene, am multe, se umflă tare, am lucrat foarte mult la terasă, că nu erau puse geamurile, mă doare de o lună și ceva, de la mijlocul coloanei, a mai spus Brigitte Pastramă.